Cât de frumoase sunt înaintea noastră paginile istoriei care poartă semnătura lui Dumnezeu. Cum ne umple sufletul de bucurie și de asigurare că lucrurile nu merg la întâmplare, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci deasupra tuturor lucrurilor și ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și cuvântul lui este atât de curat, atât de bun, atât de drept încât nu va exista nicio formă de contestație la scară cosmică, niciodată. Cuvântul lui va fi recunoscut drept și adevărat. Bunătatea ta este până la ceruri și astăzi în, în lucrarea aceasta sfântă prin care ne conduce El pentru a preveni răul din viața noastră, este una, și doi, pentru a restaura binele care a fost afectat într-un fel sau altul, aceste două mari uh, trăsături ale planului de mântuire, care uh, uh, prevenirea și restaurarea, le întâlnim în toată Sfânta Scriptură. În, în sensul acesta, uh, astăzi împreună străbatem o temă sub titlul Covorul fermecat. Nu vorbim de firma de covoare, covorul fermecat, ci vorbim de uh, legenda araba a covorului fermecat peste, pe care cineva pășea și era dus la destinație. Lucrul acesta însă are mai mult de o valență. Omul care pășea pe acest covor era transportat instant la destinația pe care o avea în minte. Și lucrul acesta, cum spuneam, înseamnă mai mult de... Un singur lucru și anume în ce constă această destinație. Este aceasta destinația pe care ai ales-o în viață, unde vrei să ajungi, sau mergi într-un loc în care n-ai dorit să fii și pentru aceasta ne previne Dumnezeu, sau fie la capătul vieții ne putem uita și ne uităm înapoi cu. Uh, acea inimă care slăvește pe Dumnezeu, mi-am sfârșit alergarea. Uh, acum mă așteaptă nu moartea, ci mă așteaptă cu una neprehănirii care a promis-o el. Fie așa, fie ne vom uita înapoi cu spaima omului care a spus am vândut sânge nevinovat. Uh, uh, astăzi învățăm acest uh, lucru cu covorul acesta uh, fermecat. El te duce, de fapt, la destinația pe care ai ales-o în viață. Nu a existat așa ceva uh, realmente fizic, deși este ideea din totdeauna omului a transportului instant și așa mai departe, a, a dematerializării și materializării. Sunt o mulțime de idei care se intersectează în, în locul acesta, dar aș dori să rămânem în cel al sufletului nostru, în domeniul sufletului nostru și să ne aducem aminte că, de fapt, în momentul în care cineva... Uh, își acoperă răul din viață, în loc să-l vindece, îl acoperă. Uh, îi se spune că uh, bagă gunoiul sub covor, a măturat în casă, dar pune gunoiul sub covor, pune covorul deasupra, uh, totul pare bine și frumos, dar sub covor este gunoi. Uh, acesta rămâne un covor fermecat, dar care te duce la o destinație de nedorit. Și iată ce scrie Scriptura cu privire la acest aspect. Și Aș vrea să îl privim cu mare atenție. Nu este nici întuneric, spune Iov 34, 22, nu este nici întuneric, nici umbra a morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Ne sunt promise fel de fel de posibilități de a băga gunoiul sub covor. Ne sunt promise, ne sunt sugerate. Fiecare dintre aceste posibilități însă de a acoperi răul din viața noastră, de a-l face să pară curat și bine și frumos, fiecare din aceste posibilități nu este un pas mai aproape de Dumnezeu, ci este un pas mai departe de Dumnezeu, este un pas mai jos, destrugerea este mult mai mare și mai grea. Nu există locul acesta de ascuns. El este probabil în mintea noastră doar, dar dincolo de aceasta, nu se găsește, nu este nicio realitate, este iluzia protecției. Iluzia că nu se știe, iluzia este o iluzie literalmente, pentru că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Cu toate că știm acest lucru, nu este clar tuturor, toată lumea ar putea să predice pe această temă, într-un fel sau altul. Cu toate acestea, găsim în noi înclinația aceasta de, în loc de a expune răul, de a-l ascunde, cumva de a-l pune sub covor și de a încerca să mergem mai departe ca și când nu s-a întâmplat nimic. Lucrul acesta nu a început nici de astăzi, nici de ieri, ci a început cu părinții noștri. Atunci când, de îndată ce a avut loc căderea în păcat, despărțirea de Dumnezeu, practic, în momentul acela, prima sugestie care le-a fost dată pe aripile firilor pământești de acum a naturii păcătoase pe care ei o și-o asumaseră, prima sugestie a fost ascunde bagă sub covor toate, ascunde, fă, fă ca și când nu s-a întâmplat nimic și atunci au, au ales jungla și au ales frunzele de sau Acestea sunt simboluri ale tendinței din viața noastră, de a acoperi cumva adevărul de, sub acest covor fermecat, care face minuni dintr-o dintr situație mizerabilă, groaznică. Deodată e curat, nu se vede nimic. Într-adevăr, ce o fi pe sub covor, îndată vom vedea. Isaia are o, 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 o ilustrație destul de, de grea în această privință. Leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu și noi suntem înclinați să facem lucrul acesta, e foarte la îndemână să, să, te ascunzi, să te ascunzi, să ascunzi față de Dumnezeu, în primul rând, adevărul acesta. În prezentarea noastră cu privire la Saul și consimțământul care l-a dat el pentru Ștefan, am observat în ce fel de termen discute el cu Dumnezeu. Și spune, uite ce am făcut, literal, uite ce am făcut. <coughs> iertați -mă. Uite ce am făcut. M-am dus și am făcut lucrul ăsta. Am făcut lucrul acesta. Am făcut lucrul celălalt. Absolut. El vorbește ca, ca și despre o altă persoană, că într-adevăr despre o altă persoană era. El spune în Galateni, aceasta era purtarea mea de altă dată, dar omul acela nu mai trăiește. Omul acela a murit odată cu păcatul lui. S-a născut din nou un om care astăzi este în Hristos Isus. Nu există întuneric sau umbra morții unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Tendința noastră de a ne ascunde merge până acolo încât cineva crede că se poate ascunde în moarte. Fie din fața uh, suferinței, fie din fața fără de legii, fie se poate ascunde, dar moartea nu este un ascund, un loc, nu este o ascunzătoare moartea. Moartea nu face altceva decât să sigileze o anume situație. Dacă cineva crede că moartea este un refugiu, omul acela a băut doza letală a înșelăciunii. Moartea nu este un refugiu. Moartea este un sigiliu. Există un refugiu adevărat și autentic, care este stânca veacurilor, Hristos Iisus, mă voi refugia la tine, la umbra aripilor tale, spune în Scriptura. Există un refugiu autentic și adevărat, dar acesta ar prevede sau ar cere din partea noastră, dacă nu cumva ar impune nouă, deschiderea sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu. Unde poate fi rațiunea noastră în încercarea de a ne ascunde față de Dumnezeu? De a da aparență în mijlocul unor oameni care nu au nicio idee, cum spunea o doamnă fața cel mai cumplit dezastru moral uh, al soțului și tribunal și uh, blam peste pe toată planeta, uh, spunea această doamnă la ieșire, zice, acum ați văzut ce fel de familie perfectă am avut eu, cum ziceați voi că am o familie perfectă. <laughs> și la fel se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. Cineva poate să joace rolul unui om care arată frumos, curat, bine, totul în ordine. O familie poate juca rolul acesta, un pastor, un conducător, un om poate să joace rolul acesta până la perfecțiune. Ați urmărit în scripturi priceperea nemai auzită a lui Iuda Iscarioteanu. Nici în fața unei descoperiri brute a Mântuitorului nostru, tu ești omul care vinde, nici în fața unei descoperiri brute, prejudecata lor că omul acesta este bine cu Dumnezeu și poate cel mai bine dintre toți, prejudecata lor îi orbește, îi face să nu audă, să înțeleagă, nu văd nimic. În momentul în care Iisus spune, uh, unul dintre voi mă va veni, nu cumva sunt eu, tu ești. <gântu -i <gântu -i> Ei nu înțeleg lucrul acesta, ci traduc, pentru că prejudecata uh, filtrează, colorează realitatea potrivit imaginației pe care avem. Ucenicii își imagina că omul acesta este o autoritate, este un expert în materie, este un uh, indispensabil între ucenici. El este cel care uh, uh, susține de fapt toate, toate lucrările care coordonează, care are clar viziune. Gândirea lor despre el era atât de departe de adevăr pentru că omul acesta ascunsese sub covorul acesta fermecat realitatea vieții lui. Ascunsese de ucenicii, de frați, surori din biserică, de familie eventual, dar nu se poate ascunde absolut nimic de acela pentru care totul este gol și descoperit și despre care David spune câteva cuvinte, iar ar fi fost de mare ajutor dacă le-ar fi spus înainte de, dar e bine că le-a spus și după aceea unde să te duci departe de fața lui Dumnezeu? Păi de ce ai încercat lucrul ăsta? Da, am încercat. Păi după ce s-a petrecut nenorocirea aceea cu Batseba, am încercat să mă duc departe de fața Domnului. Am mai încercat tu, Iona să mă duc departe. De... Am încercat să fac lucrul ăsta, dar la urmă scrie el unde să te duci departe de fața Domnului. Sigur, Dumnezeu niciodată nu va da buzna în viața cuiva, de unde și expresia de la sfârșit nu vă cunosc. Cum să nu ne cunoști? Dar când tu cunoști orice gând, orice cuvânt, cum a spus David, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și îl știi. Care... Și cum ne spui nu ne cunoști? Voi nu v-ați deschis niciodată sufletul ca să fiți cunoscuți de Dumnezeu. E așa spune Pavel, după ce am cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, spune el, după ce am fost cunoscut, adică și-a deschis sufletul, Doamne, ce voiești să fac? Aceasta stă la baza expresiei sau Dialogului între om și Dumnezeu pe pământul acesta și a expresiei lui Isus nu vă cunosc. Nu că El nu ar fi cunoscut adevărul adevărat despre acești oameni, dar acești oameni au ales să rămână niște necunoscuți pentru El. Ceea ce nu există în realitate, pentru că, așa spune Scriptura, nici umbra morții nu poate ascunde ceva. Dar are implicații și aplicații practice lucrul acesta. În Proverbe 28, 13, Biblia spune, vorbește despre două categorii de oameni. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, nu prosperă. Cine le pune sub covor, mă bagă gunoiul sub covor, să nu se vadă. Ascunde răul sub aparența binelui, ascunde urâtul sub aparența frumosului joacă acest rol. Nu discutăm din punct de vedere psihic, dacă am discutat și dacă am ascultat ce spun specialiștii despre oamenii care trăiesc această viață a aparențelor în timp ce sub covorul vieții lor stă ascunsă acea realitate de de neimaginat, cât de șocantă este revelația cu privire la o persoană sau la alta prin contrast cu impresia pe care a creat-o. Dacă, dacă, am consultat psihologia, am vedea că aceasta produce devastări la nivelul biologic al și fiziologic al ființei noastre. Adevărate devastări. Distrugeri atât ale sistemului nervos cât și ale organelor, îmbolnăviri de un fel sau altul. Noi, noi căutăm cauzele bolilor, intervenim chimic, intervenim chirurgical și așa mai departe, dar, în realitate, rădăcinile merg mult mai adânc undeva la starea sufletească a unui om, la realitatea pe care o trăiește el și al cărui sclav este toată viața, fiecare este sclavul tainei lui. Ține taina aceasta. Taina aceasta îi inspiră frică și teamă în orice zi, nu cumva să auzi, nu cumva se știe. Ce nenorocire este aceasta? David uh, explică în, în termeni fiziologici: Deci am trăit niște uh, niște forme de disperare, de spaime, mi se crăpa ființa, sufletul mine, ca pământul care se crapă de, de uscare și de, de secetă. Descrie el tot procesul acesta uh, al încercării unui om de a se ascunde de Dumnezeu. Uh, cine își ascunde fără de legea, nu prosperă, nu propășește. nu. Orice fel de eforturi ar pune cineva, orice fel de investiții ar face. El singur prin faptul că are această viață ascunsă, distruge. Cu mâna stângă, tot ce face cu mâna dreaptă. Și aceasta pentru ce? Pentru a întreține o mască sau o imagine care nu ne aparține de fapt și care mai devreme sau mai târziu va face loc realității și adevărului. Iată care era adevărul, deci așa stau lucrurile. Am văzut de multe ori în viața. Slujitorilor lui Dumnezeu, contrastate anumite citate sau texte din predicile pe care le-au ținut ei altor oameni, dar când faptele au ajuns la lumină, au fost scoase de sub covorul acesta și s-au văzut, s-au cunoscut, oamenii au pus în contrast viața cu cuvintele acelea. Ăsta e omul care ne spunea nouă, așa și pe dincolo și uite ce se întâmpla în realitate. Este un contrast violent. De clipa aceasta de spaimele acestei clipe ale confruntării cu realitatea și cu adevărul, de clipa aceasta se ascunde ființa umană de la început. S-a ascuns, s-a ascuns. De ce, ce te-ai ascuns, l-a întrebat Domnul? Datorită a ceea ce cred eu despre tine. Acesta era adevărul. De fapt, ce am ajuns să cred despre tine cuvântul pe care el l-a spus acolo mi-a fost frică, indică spre un, un neadevăr cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu folosește frica niciodată. Când ați văzut pe cineva folosind frica să înspăimânte oamenii pentru bani, pentru uh, diverse poziții sau pentru a împlini anumite planuri, folosindu-se de frică, de spaimă, când aduce omul în, în situația aceasta, fi siguri, ființa aceea nu e trimisă de Dumnezeu. Dumnezeu nu folosește niciodată frica în oasele cuiva pentru a-l determina să facă un anumit lucru. Nu are valoare lucrul acesta. Iată de ce. În momentul în care frica dispare, omul revine ca și o bucată de cauciuc întinsă și când i-ai dat drumul, revine la forma inițială. Frica nu schimbă natura unei ființe umane. Binele făcut din frică și din spaimă și din, uh, din vreo agenda, din vreun interes oarecare, nu este un bine acesta, ci este mai degrabă o formă disperată de a acoperi o realitate dureroasă. Dumnezeu însă nu ne lasă pe niciunul dintre noi la voia întâmplărilor din viața noastră, afară de întâmplarea aceea cu Urie, scrie Biblia despre David, nu ne lasă la voia întâmplărilor acestora, ci pur și simplu, așa cum a spus în pilda lui, pleacă după unul și uh, ia oaia aceasta pe umeri și adică înseamnă enorm lucrul acesta, înseamnă că și asumă răutatea și rătăcirea acestui om, a asupra lui fără de legile noastre și uh, îl, îl restaurează pe omul acesta, restaurează. Fiul risipitor, restaurează pământul, restaurează lumea. De multe ori s-a spus că Dumnezeu va crea o lume mult mai bună decât a fost înainte. Nu, 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 acest, acest lucru nu se întâmplă. Dumnezeu va restaura lucrurile care au fost bine, bune, foarte declarate la început. A, a, crea, recrearea, salvarea no pământului, a vieții noastre, mântuirea, practic, planul de mântuire, împlinirea lui, constă în restaurarea, în așezarea din nou, numește Biblia, a tuturor lucrurilor acolo unde au fost, că au fost declarate de Dumnezeu, bune, foarte, adică a fost binele maxim. Cine și ascunde fără de legea, nu propășește, nu progresează. Și de multe ori un om își dă seama cât efort a putut pune, cât s-a chinuit și nu s-a ajuns nicăieri, din cauză că propria lui ascundere și ascunzătoare și lucrurile pe care le ascunde au distrus și au sabotat pe acelea pe care a încercat să le zidească. Nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, Capătă durare. Aceasta înseamnă să scoți, să dai covorul la parte, uite ce este aici. Vor fi viermi, mizerii ce o fi acolo, dar, dar uh, uh, nu este înțelept ca prilejul pe care îl dă Dumnezeu pentru adevărata vindecare a sufletului să fie schimbat sau dat pe aparența de trei minute, că ceea ce este sub covor nu va rămâne, nu, se, se manifestă într-un fel sau altul. Dar așa scrie textul aici, omul care, care ascunde nu propășește, dar cine mărturisește lucrurile acestea și se lasă de ele capătă în durare. Cei cu mărturisirea aceasta sau cu spovedania aceasta? Vă întreb, când Mântuitorul a întrebat în camera de sus și a spus, unul dintre voi mă va vinde și Iuda a spus, Doamne, nu cumva sunt eu și Domnul a spus, Tu ești. Acesta ești tu. Poate fi considerat lucrul acesta o spovedanie? Poate fi considerat o mărturisire? Biblia ne spune nouă, mărturisirea adevărată și autentică este numai aceea care este urmată de abandonarea răului de a te lăsa de rău, de a pune capăt căilor tale, cum așa cum pleda Daniel pe lângă împăratul Nebucadnezar, pune capăt păcatelor tale. Aceasta însemna o întoarcere la Dumnezeu. Aceasta înseamnă spovedanie, mărturisirea păcatelor care nu este însoțită sau urmată de schimbarea aceasta, este pur și simplu o capcană a sufletului. Aceasta discutam zilele trecute cu, cu un grup de studenți cu care învățăm un pic de engleză. Și când am învățat lucrul acesta, i-am întrebat la bisericile la care ați fost voi chemați, când vi s-a vorbit vo de mântuire, și ați spus lucruri, și o grămadă de oameni se declară mântuiți, I'm saved, sunt mântuiți, sunt așa, sunt pe dincolo. Dacă voi, cei care stați aici, acum cu, ce, cu ei am vorbit, vi s-ar adresa întrebarea: e mântuit? Da, mântuit din ce? Pff, probabil că ar fi greu de răspuns. Nu există ceva. Uh, religia, în general, nu, nu ți-a cerut niciodată să fii mântuit din ceva. nu. Religia, în general, îți dă, îți promite lucrul acesta, fără să ceară această schimbare. Asta înseamnă religie, tradiție, pur și simplu. Lumescul în care s-a transformat divinul lui Dumnezeu, cum spune Iremia, s sa negrit Aurul. Când îngerul a descris misiunea mântuitorului nostru, a spus El va mântui pe poporul său din păcatele sale, nu în păcatele sale. El nu îl va mântui ascunzând lucrurile acestea, ci din potrivă îl va smulge din situația aceasta. Din Uh, uh, convorbirea noastră a fost atât de pătrunzătoare pentru cei care au ascultat, am văzut lacrimi în ochi și erau persoane tinere care și-au pus mâna la cap și au spus niciodată n-am să uit lucrul acesta, că El va mântui pe poporul său din păcatele sale. Uh, cine le mărturisește și se lasă din ele, deci uh, capătă îndurare. E drept și normal să ne întrebăm și noi ca persoană, când spunem, Domne, am primit darul mântuirii, mântui din ce? Din ce te-a mântuit Dumnezeu? Petru spune, uite, din ce ne-a mântuit. Din felul de șert de viețuire pe care îl moștenisem de la părinții noștri. Din asta. Deci este ceva limpede. Ce era ieri, nu este astăzi. Asta e purtarea mea de altă dată. E vizibil lucrul acesta, nu spun eu lumii lucrul acesta, lumea spune... Că vede schimbarea aceasta și aceasta înseamnă, de fapt, mântuire. Din felul de ședevețuire, cine mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. În noi, de asemenea, există această tendință a frunzelor de smochin, care îmbracă tot felul de forme astăzi. Până în acolo încât cineva se prezintă ca foarte zelos pentru lucrarea lui Dumnezeu, în timp ce trăiește în desfrâu. Sau cineva se prezintă foarte cunoscător al tainelor spirituale, al scripturilor și așa mai departe, în timp ce este înfundat, distrus, înnecat într-o viață de imoralitate teribilă. Avem tendința aceasta să facem rost de șorțuri din frunze de smochin. Moderne, bineînțeles, la vremea noastră. Și sub acoperirea aceasta sperăm că realitatea să fie percepută diferit. Da, e posibil că pentru păsările și animalele din grădină frunzele de smochin erau suficiente, dar pentru ochiul lui Dumnezeu, să, cineva să creadă că este posibil să se acopere cu așa ceva, lucrul acesta arată mai degrabă spre ceva patologic decât spre o încercare legitimă, să zicem, a ființei umane de a se proteja. Este acest covor fermecat, este acela sub care încercăm să ascundem mizeria sufletului, în timp ce îl ținem foarte curat deasupra. Deasupra e lună. Ați văzut persoane cu astfel de. Pretenții de, de detaliu ce nu s-a pomenit patru ace, cum zicem noi românește în timp ce viața morală este cumplită. Este foarte frumos și foarte drept, igienă și frumos și manieră și toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, dar când acestea devin un, o acoperitoare pentru fără de lege aceasta băgată sub covor, ele mai degrabă se ridică spre condamnarea sufletului nostru. În, 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 dacă observăm aici în versetul acesta 13, îndurarea sau harul lui Dumnezeu sau mântuirea este căpătată nu de cel care se spovedește, ci de cel care părăsește păcatul acesta. Dacă am mers și ne-am spovedit și am spus un lucru lui Dumnezeu, cum i-a spus Pavel, uite ce am făcut eu altă dată, uite asta e viața mea de altă dată. Nu mai găsim în Sfânta Scriptură că s-a întors din nou pe, pe, căile acelea vreodată. Dacă l auzim pe Mântuitorul spunând acestei doamne care a fost adusă din situația aceea atât de împovărătoare, a fost prinsă acolo și dacă l auzim pe Mântuitorul spunându-i du-te și să nu mai păcătuiești, Adică o împuternicește pentru lucrul acesta, nu o regăsim niciodată la colțul străzii, nu o regăsim readusă de cineva într-o astfel de situație. Omul acela nu mai este. De aceea scrie scriptura: Cine se lasă de ele, capătă îndurare. Îndurarea nu este legată de spovedanie, ci este legată de transformare, de schimbare, de abandonarea răului. Cât timp va lupta? conștiința unui om să ascundă o anume nenorocire din viață. Au trăit pe pământ oameni și trăiesc cu astfel de taine mormântate în sufletele lor, cu lucruri asupra, s-au mutat dintr-o țară în alta ca să-și acopere identitatea, uneori au făcut acte diferite, dar niciodată n-au putut să schimbe realitatea lor înaintea lui Dumnezeu ați urmărit procesul lui Eichmann, cine ar mai fi gândit vreodată ca un om care se acoperise atât de bine și sub această identitate, cine ar mai fi gândit vreodată că uh, omul acesta va trebui să fie confrontat cu adevărul despre el? Uh, vreau să spun că lucrul acesta uh, nu este ceva spectaculos sau vreo piesă de teatru, nu. Ci este o șansă mare pe care o dă Dumnezeu Marelui Criminal de a privi adevărul despre sine și în același timp de a-și deschide sufletul pentru harul lui Dumnezeu. Oamenii interpretează într-un fel sau altul, dar prin aceasta, prin descoperirea aceasta, Dumnezeu dă o șansă mare lui criminal să se elibereze de sângele cu care era încărcat în acea împrejurare. E chiar dincolo de, de imaginație, sunt situații de neimaginat. A, a fost pastor, un pastor american care a mers în uh, lagărul de concentrare, care a stat și s-a ocupat de, de criminalii care au fost judecați în tribunalul de la Nürnberg. Și nu toată lumea a putut suporta ideea harului în contextul păcatului în care a fost, dar au fost unii oameni care, în ciuda păcatului, până la ceruri de care se făceau vinovați, au acceptat harul lui Dumnezeu care este mai presus de ceruri. Așa a spus Coritem, bum, nu există groapă atât de adâncă încât harul lui Dumnezeu să nu fie și mai adânc decât este groapa aceea, să poată să scoată pe cel căzut acolo. Cineva o să spună, oh, nu, 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 am avut un prieten, a mers cu noi până la poarta bisericii și acolo s-a întors, a spus, nu pot să intru, eu sunt păcătos, și eu nu pot să intru și a, a plecat de acolo. S ar ar, ar părea un fel de modestie aceasta, dar nu este modestie, este, este un act de revoltă împotriva harului Dumnezeu și este necredință. De ce? Pentru că, în aceleași condiții, oameni care au fost încărcați cu păcate mult mai cumplite au primit harul și iertarea de la Dumnezeu și, unii de la Nürnberg, au încheiat drumul vieții pe pământ cântând lui Dumnezeu și urându-și de bine, așteptând. Împlinirea făgăduinței, e, sigur, e un, e un pic de revoltă și când spun aceste cuvinte pf, simt că se revoltă ființa când mă gândesc la grămezile acelea de dinți, de oase, de genți care erau acolo și la omul acesta din, prin consimțământul lui s-a întâmplat toate acestea. Ființa se revoltă, dar iubiții mei să nu așezăm această revoltă în dreptul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, spune Scriptura. Dom'le, eu pentru unii oameni, sau chiar pentru mine însuți, sau tu însuți, în, în lumina realității pe care o știm fiecare în sufletul nostru, ai putea să zici la un moment dat, nu cred că mai există salvare. Nu te ridica împotriva lui Dumnezeu, pentru că El a spus... Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și tu și cu mine și altul de lângă noi, indiferent de unde venim, de unde vine fiecare, nu suntem altceva decât unul dintre acești oameni. Pentru toți oamenii, tu inclusiv, este acolo. Niciodată nu va putea spune cineva lui Dumnezeu că a refuzat harul lui pentru că păcatul lui a fost prea mare ca să fie iertat. Dacă Dumnezeu a deschis poarta harului pentru tâlharul acesta din dreapta lui sau din stânga lui, de pe cruce, dacă Dumnezeu a deschis poarta harului pentru el, el va face lucrul acesta și pentru Saul din Tars, care poartă pe conștiință sângele lui martirilor și al oamenilor pe care i-a dus la moarte și pentru cei de la Auschwitz și pentru mari criminali de război și pentru cel care a murit arătând, a luptat împotriva lui Dumnezeu toată viața, dar când a murit a arătat cu mâna spre el. Cine se poate amesteca în lucrările lui Dumnezeu? Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, întreabă Domnul. Adică, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, nu este doar de neînțeles, dar este imposibil de cuprins cumva. Nu, nu avem decât să ne supunem pentru lucrul acesta. Cine le mărturisește și le părăsește, omul acela capătă durare. Nu există niciun progres în această... Chiar dacă ar fi, să zicem, un succes în a reuși să ascundă cineva fără de legea, este un succes spre nenorocirea lui. Va trăi și va muri cu fără de legea aceasta, păcatul lor este, este așa de, îi uh, uh, spășirea lor, spune acolo, prețul iertării așa de mare în Iov, spune, încât oamenii aceștia resping harul lui Dumnezeu. Uh, Gehazi ajunge, spune Sfânta Scriptură aici, ajunge la dealul acela, după ce luase uh, au argintul de la, de la Naman Sirianu, ajunge acolo și uh, trimite pe slujitor, hai viteză de aici să nu vă vadă bătrânul. Elisei a ascuns repede și argintul și haine, costume, de-astea la modă, ce-a mai fost acolo, diverse uh, gadgets, cum zicem noi, și după aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Și exact cum scrie în proverbe despre femeia desfrânată care uh, corupea băiatul acesta, uh, i-a văzut Solomon de la fereastră, zice cu o față fără rușine, amesteca cele ale credinței, vin de la biserică, am adus o jertfă așa și mă, cu o față fără rușine a distrus viața acestui copil fără minte care a cumpărat ce oferea. La fel se duce tânărul acesta apostol, tânăr, conducător, vicepreședinte, era acolo și cu o față fără rușine se duce să întâlnească pe Elisei și ia o față de care el este convins că va face pe Elisei nici măcar să nu bănuiască ce s-a întâmplat. Atât de bine ascuns el situația aceea. Și Elisei îl privește și îl întreabă de unde vei Gehazi. Eu răspund, nu robotul nu s-a dus nicăieri. Nu, nu am fost, fost nicăieri. Foarte lejer, degajat. Dacă îl punea la detectorul de minciuni, are mai pomenit. Nu tensiune, nu nimic. Artist nu a reușit să. Nu era prima dată când se întâmpla așa ceva. El trăise o viață de felul acesta. Robotul nu s-a dus nicăieri. Am paci am fost până în casă, mă, una alta. Elisei îi răspunde. Oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela caru și a venit înaintea ta? Îi dă detalii de la fața locului. Este acum vremea de luat argint, haine, știu ce ai luat de acolo. Argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob, roabe. Și spune, uite, aceasta e consecința faptului că tu ai ascuns această fără de lege. Tu ai făcut foarte bine că ai venit în coace după ce ai luat lucrurile acestea, dar tu trebuia să faci altceva. Tu trebuia să spui așa părinte Elisei. Roagă-te împreună cu mine. Hai să ne rugăm la Dumnezeu. Uite, am făcut un mare fără de lege. Uite ce am făcut. În loc să spună lucrul acesta, n-am făcut nicăieri. N-am făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și Elisei spune, uite care este consecința omului care ascunde fără de lege, în loc să mărturisească păcatul și să se lase de el lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Na? Probabil că nu te-ai gândit niciodată că împreună cu argint, cu haine, cu voi, boi, ce ai mai luat tu de acolo împreună cu toate acestea, ai luat de fapt lepra lui Naaman. Se va lipi de tine și de cei care vor proceda ca tine pentru totdeauna. Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră alb ca zăpada, băiat tânăr, om în toată cu viitor în față cu posibilitățile acestea oferite de Dumnezeu și a ieșit dinaintea lui. Descarcă-ți cugetul înaintea lui Dumnezeu. Descarcă-ți cugetul. E o problemă extrem de importantă. Nu încerca să pui energie în a apărea, a, în a băga sub covor adevărul, pentru că aceasta nu este o protecție sau nu este o ascunzătoare acolo. Ascunzătoarea e în altă parte. Rezolvarea problemei nu este covor sub care băgăm noi mizeria aceasta. Rezolvarea problemei noastre este așezarea mâinilor noastre pe capul mielului și mărturisirea păcatului nostru. El a purtat asupra lui păcatele noastre în trupul lui pe lemn. Acesta este adevărul la care suntem chemați. Proverbe 28 cu 17. Uh, Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă nimeni să nu-l oprească. Să dau tot felul de explicații în urma unor tragedii cumplite prin care și-au viața unii sau alți oameni. În realitate, a fost o povară pe cuget care n-a fost rezolvată niciodată. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge la groapă, nu datorită faptului că a vărsat sânge, ci pentru că nu a descărcat povara de pe cuget. Puneți asupra lui povara ta sufletească. îndrăznește, fă lucrul acesta. Știu că este rușine mare, este, dar nu e mai bine să, să, să mergem pe drumul acesta al vindecării. Oricâtă rușine, oricâtă suferință ar fi. Acesta e drumul vindecării. Dar dacă lași cugetul încărcat, zice un om um fuge până la groapă și nimeni să nu-l oprească. Aceasta, pe, pe, pe drumul acesta a mers David. A încercat să meargă, s-a oprit. Și oprirea lui a lăsat, așa cum spune Pavel, un exemplu tuturor oamenilor care fug, hăituiți de povara de pe cugetul lor. Ferice de omul cu fără de lege, iertată și de cel cu păcatul acoperit. El a scris lucrul acesta după ce și-a descărcat conștiința înaintea lui Dumnezeu. La început a ascuns sub covor să nu se vadă, să nu se audă. N-a avut curaj nimeni să vorbească, prorocul Nathan a venit la el după un an ca să-i poată spune adevărul despre... Nu era pregătit să primească acest adevăr. Dar acum el vine și spune, ferice de omul care nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul care nu e viclenie. Și acum el spune, uite cât am tăcut mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, să simți cum se topește un os în acid, mi se topeau oasele. Ce, 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 ce traumă cumplită asupra sufletului. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Cine își ascunde fără de legea, locuiește aici în suferința aceasta, în valea aceasta. Atunci, spune el, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu, dar de ce n-ai făcut lucrul acesta mai din vreme, pentru că ai fi limitat răul teribil. Am căutat să mă ascund, am căutat să mă ascund, am făcut tot ce am putut să ascund tot ce s-a întâmplat. Până în ziua în care mi-am dat seama că, de fapt, am ascuns răul acesta în mine însumi și uh, ruinează și distruge complet viața. Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om e vlavios să se roage ție la vreme potrivită, spune el. Și vremea potrivită este atunci când conștiința noastră începe să doară, începe să apese teribil. Uh, mai potrivită decât acesta este vremea în care nu s-a întâmplat așa ceva și eu experimentez mental și trăiesc consecințele. Presupunem că am făcut treaba aceasta. Nu am făcut-o încă, dar presupunem că am făcut-o. Cum mă voi simți a doua zi? Ce se va întâmpla a doua zi? Uh, mai departe, cum m-aș simți dacă s-ar auzi până la urmă, dacă s-ar ști în toată lumea? Dar asta trebuie gândită înainte să se întâmple așa ceva. Omul care trăiește în Duhul o astfel de experiență nu va intra pe drumul acela niciodată. Dacă Samson ar fi gândit în termenii aceștia, o vreau pe fata asta, da, dar vine la pachet, uite cu ce bine cu lanțurile, cu, cu, cu batjocuri aceia în, în arenă, și a... dacă el ar fi trăit mental această realitate, această ecuație matematică pur și simplu, care urma să se întâmple inevitabil și fatal, dacă ar fi trăit-o mental înainte să se întâmple, nu i-ar mai fi trebuit așa ceva niciodată. Cui ar mai fi trebuit? De aceea spune David să se roageți orice om la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari pe el, nu... îți închei, zice, torentele se vărsa peste sufletul lui, ape ape mari mă necau, mi se topeau oasele, mi se usca sufletul în mine, așa descrie lucrul acesta. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu și descarci cugetul tău, Scriptura spune, chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu l vor atinge deloc. Și încheie slăvim pe Dumnezeu, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirile îndreptate asupra ta. Acesta e cuvântul lui. Veniți la mine cei care aveți ceva pe suflet. Așa, asta spune Domnul Isus Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și eu vă voi da o dihnă numai El poate să facă lucrarea aceasta, deși omul încearcă diverse mijloace, absolut nimic, evadarea în drog, în desfrâu, în nenorociri, nu numai că nu a adus vreodată pace cuiva sau o ci a agravat situația și mai mult. Acesta este apelul lui. Veniți la mine și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta, Doamne! Îți mulțumim mult pentru invitația ta. Este așa de grea povara păcatului peste sufletul multor oameni și am avut cu toții momente în viață când am fi dorit să ne ascundem în moarte. Dar îți mulțumim din adâncul sufletului pentru brațele tale deschise. Te rugăm fierbinte, Doamne, să ajungi să te credem pe cuvânt că pe acela care vine la tine nu-l vei da afară. De aceea ne închinăm E binecuvântăm cuvântăm și te slăbim în veci. Amin.